câte văd, dar afară nu mai plouă. A, da, e foarte mare dreptate, da. Ploaia a mai încetat, într-adevăr, stimați telespectatori, dar această ploaie a ținut, vă spun, toată toamna și va mai ține încă. Ne-a speriat această ploaie, într-adevăr, pe toată lumea, dar, după cum observați, suntem la piață, oamenii își pun gogoșarii, își pun castraveții, uitați, ei fac piața, soțule, poți să le faci o imagine, dar sunt cetățenii noștri dragi, care își facă piața. Noi, în schimb, prezentăm mai departe punctul următor. Dar ce urmează? Intervenția? Nu, intervenția. Hai să ne uităm pe acasă. Presa că ai greșit. Deci ce urmează? Fii atent, ce scrie aici? Stai puțin, aici. Ce scrie aici? Pilule umoristice. Pilule umoristice, stimațele spectatori. Mar. Tu ești aici, lângă mine, iubita mea, soție, Rebecca. Dragul meu. Și tu, Vasil, băiatul meu cel mare. Da, tată, da, eu sunt. Și tu, bibică, micuțul meu. Tată. Cumnate, și tu ai venit. Și eu, cumnate. Și tu, carbiule, bunul meu contabil. Da, domnule Manciu. Ticăloșilor! Cine a rămas atunci la prăvălie? De ce ai murit? De frig? Dar tu? De ciudă! Cum așa? Să-ți spun. Întorcându-mă mai devreme într-o seară de la servici, am găsit-o pe nevastă mea ciufulită, patul răvășit. Mi-am dat seama că în cameră este un bărbat. Caut și nimic. Fac o criză de nervi și gata, infarctul. Și iată-mă aici. Dacă mă căutai în frigider... Felicitări, Vasile! Am auzit, mă, Vasile, că a intrat în partid, mă. În ce zici că am intrat, mă? La voi s-au dat salariile astăzi, mă? Da! Cât a luat directorul vostru, băi Arvinte? În jur de 1.000.000? Și șeful tău? În jur de 500.000? Bine, mă, Arvinte, mă. Directorul tău a luat în jur de 1.000.000, șeful tău în jur de 500.000 și tu? Eu în jur de azi de dimineață, că nu ne-a dat nimic.